Biserica pentru noi e a doua familie. Fără biserică n-aș putea să trăiesc. Deci când e o sărbătoare, când e duminică, eu trebuie să fiu la biserică. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru, mitropolit Iosif, iată-ne astăzi la sărbătoarea duhovnicească din cadrul parohiei dumneavoastră, la hramul acestei parohii, zi în care biserica ne pune înainte pe Sfinții Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei din Asia. Este zi de sărbătoare, o zi minunată, mă simt foarte bine. Împlinim 20 de ani de la înființarea parohiei noastre și este important să cunoaștem trecutul ca să putem să ne construim în viitor. Dumnezeu mi-a dus pașii pe aici, aveam nevoie să îmi conduc viața și pe meleaguri străine. Nu există bucurie mai mare decât să faci o biserică, știți? Se întâmplă odată, poate. Este foarte important să ai un loc unde să-ți poți exprima spiritualitatea, să-ți poți exprima credința. Iubesc ortodoxia. Vedeți cât e de frumoasă biserica noastră și, sincer, chiar ne simțim acasă. Un reper, un loc unde ne întâlnim, poate am putea spune și o ambasadă a românilor și a credinței aici în Occident, un loc unde oamenii se pot întâlni cu alți oameni, dar și cu Dumnezeu. Pe român poți să-l scoți din țară, dar nu poți să scoți țara din sufletul lui. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, astăzi la Bucuriile Vieții vă propun să mergem în Alsacia, o frumoasă zonă a Franței unde s-a închegat o comunitate de români care face cinste țării noastre. Colegii mei, Alina Cândea și Valentin Micu, au plecat la peste 2000 de kilometri de țară pentru a surprinde un moment emoționant, hramul Bisericii Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, și aniversarea a două decenii de comunitate și Biserică Ortodoxă Română la Pulversheim-Mulhouse. De aproape 20 de ani, părintele Emil Tanca slujește în Biserica Românească din Alsacia și păstorește comunitatea de români din Pulversheim-Mulhouse, o comunitate aleasă cu oameni deosebiți, formată din tineri care se află la început de drum pe meleagurile străine, dar mai ales din oameni cu familii și o carieră solidă. Despre rolul preotului român în Franța, despre bucuriile vieții unor oameni care gândesc franțuzește, dar simt românește. Despre ce înseamnă să fii creștin ortodox în estul Franței și despre cei 20 de ani de nucleu spiritual în Pulversheim-Mulhouse, aflați astăzi la Bucuriile Vieții. Am răspuns invitației părintelui Emil Tanca de a fi alături, într-o frumoasă zi a lui Brumar, de comunitatea pe care o păstorește cu dragoste la ceas de sărbătoare. Hramul Bisericii Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, din Pulversheim, Franța. Un locaș căruia, când i-am trecut pragul, ne-am simțit ca în România. Biserica Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, a fost neîncăpătoare în ziua hramului. Români și francezi, cu toții ortodoxi, uniți în același gând, veniți de la zeci de kilometri distanță, îmbrăcați în costume populare, ori cu tricolorul doar în inimă, cu toții bucuroși și emoționați, au trăit de plin Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bretania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Române a Europei Occidentale. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea zăpătință, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel necurat. Nouă te rog, Iisuse, că Tu nu s-a sfințit, că Tu mai în mie, că Tu a vrut să o aferi și la fel cum se, Doamne, învăță bine de Tu azi, Iisuse, Amen. 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 Am
Preasfințitul Părinte Nectarie le-a vorbit credincioșilor despre darul Sfinților Cosma și Damian, ocrotitorii lor. În dar ați luat, în dar să dați. Acesta este darul Sfinților, iubiți credincioși, și cu atât mai mult al celor fără de arginți, al doctorilor care atât în lumea aceasta și-au căpătat o însușire doctoricească, dar și în plan duhovnicesc, în plan spiritual, Dumnezeu i-a prea slăvit. La odpustul Sfintei Liturghii ați văzut că nu i-am numit doar sfinți doctori, ci ei sunt cunoscuți ca fiind doctori fără de arginți. Aceștia care sunt ocrotitorii duhovnicești ai dumneavoastră sunt frați după trup ai unei mame credincioase care, rămânând văduvă, și-a crescut copiii pe Cosma și pe Damian în bună credință, în dragostea lui Dumnezeu, și cu jertfelnicia ei de mamă i-a călăuzit spre această slujire a aproapelui, dar ca să ajungi să împlinești o asemenea misiune, pentru că doctoria nu este o meserie, a fi doctor nu este o meserie, ci este o chemare sfântă. Și ei au înțeles lucrul acesta din momentul în care s-au pregătit pentru a deveni doctor după trup. Însă, prin prisma faptului că ei niciodată nu luau nimic bănesc, nu luau niciun ban în urma tratamentelor și a ceea ce făceau ei ca și medici, Dumnezeu i-a preaslăvit și vestea s-a răspândit pretutindeni, așa încât acolo unde erau chemați, cei doi frați, Cosma și Damian, mergeau și, asemenea Domnului în Evanghelie, vindecau toată neputința din popor. Vindecau boli incurabile. Preasfințitul Părinte Nectarie i-a îndemnat pe credincioși să reflecteze asupra modelului Sfinților Doctori fără de arginți Cosma și Damian, un exemplu vretnic de urmat de fiecare dintre noi. Iată că modelul celor doi sfinți, Doctori fără de arginți Cosma și Damian, ocrotitorii dumneavoastră, sunt un model vrednic la care trebuie să reflectăm fiecare dintre noi. Trebuie să ne gândim că Dumnezeu, atot milostivul, în marea lui milostivire revărsată asupra umanității, a dăruit fiecăruia dintre noi un mic dar. Unuia poate i-a dăruit răbdare și cultivă la rândul lui răbdarea. Altuia i-a dăruit iubire, dragoste, nesupărare, dor de rugăciune, gând de recunoștință și darurile pe care Dumnezeu le cunoaște El. Însă taina la care trebuie să reflectăm noi, iubiți credincioși, și gândul lui Dumnezeu în inima noastră trebuie să se producă prin întrebarea: oare eu cum răspund chemărul lui Dumnezeu? Oare eu ce îi aduc în dar lui? Și cât de mult ajung să fructific, să înmulțesc darul pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra mea? Sigur că este o temă de casă, este o meditație duhovnicească la care trebuie să reflectăm fiecare dintre noi. Nu trebuie să ne răspundem pe loc, pentru că mai minunat lucru este să ne gândim cum putem să ajutăm în jurul nostru, cum putem să mijlocim binele în preajma noastră și cum putem și noi, creștinii, să lucrăm darul credinței pe care l-am primit. Un gând să avem: cu Dumnezeu le putem birui pe toate. Fără Dumnezeu suntem atât de mici și de neînsemnați încât nu putem să facem niciun pas. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să urmăm modelul Sfinților Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, și să ne întărească pe fiecare dintre noi în lucrarea pentru mântuire pe care o avem de împlinit fiecare în parte. Cum v-a îmbogățit sufletește această zi? Această zi este o zi foarte specială, deoarece am avut hramul bisericii,
În același timp, sărbătorim 20 de ani de la înființarea Bisericii Ortodoxe aici în Pulversheim și este un moment deosebit. Au fost invitați foarte mulți preoți și din străinătate și faptul că ne unim, că ne adunăm astfel în rugăciune și în comuniune cu Dumnezeu ne îmbogățește și în special simt că a crescut sufletul, ne-am înălțat un pic mai mult și faptul că ne adunăm este foarte, foarte îmbogățitor. Sunt 6 ani de când am fost botezată ortodox și este normal să vin aici la biserică. Și pentru mine este o mare sărbătoare astăzi și iată, împărtășesc această sărbătoare cu românii din comunitate. De ce ai venit la biserică astăzi? Pentru hram. Pentru hram. Și ce hram poartă biserica, știi? Ce sfinți sunt? Cosma și Damian. Am venit cu sufletul deschis, am pregătit ieri, că astăzi e legat de la pește, am făcut mai multe feluri de pește pregătit, pentru că o să fie multă lume astăzi la biserică. Și să ne simțim bine, să ne simțim în familie. Asta e familia noastră mare. Acasă e familia mică, aici e familia noastră mare. Îl iubim foarte mult pe Cosma și Damian, sfinții noștri apărători acestei biserici, cărora le mulțumim pentru ajutorul pe care ne-l dă. Pentru mine este o zi foarte importantă, pentru că sărbătorim hramul bisericii noastre și eu am avut șansa să fiu aici în Alsacea din 2010 și am văzut foarte multe, foarte multe zile de sărbătoare și este ceva deosebit când ești în străinătate, când nu poți să-ți exprimi credința de fiecare dată sau zilele acestea de sărbătoare când ne adună sunt foarte importante. Pentru noi este ca și cum ai fi acasă. De asta este foarte, foarte important. Ai prieteni alături, ai lume dragă, ai părinții care sunt părintele Emil, care sunt aproape de noi. Este foarte importantă ziua asta pentru noi. Emoționat și totodată bucuros, părintele Emil Tanca, parohul Bisericii Ocrotite de Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, a vorbit despre începuturile parohiei din Pulversheim și despre misiunea grea, dar frumoasă, care i-a fost încredințată. Astăzi împlinim 20 de ani de la înființarea parohiei noastre și este important să cunoaștem trecutul ca să putem să ne construim în viitor. Parohia noastră a luat ființă în anul 2003, când în al preasfințitul Iosif, cu binecuvântarea sa, l-a trimis pe părintele Radu Tutelecan, care nou hirotonit, cu multă râvnă, cu multă credință și cu multă dragoste, a venit aici la Miluz, a căutat un locaș, a început să slujească la Sfântul Damian, clinica de gerontologie. Parohia, cu multă râvnă, condusă de către părintele Radu, a început să facă slujbe în fiecare duminică, în sărbători și începând din anul 2006, părintele Radu a primit ca misiune să se ocupe de parohia din Nisa, deci din sudul Franței. Ca fiu duhovnicesc, părintele, mi-a încredințat și mie această misiune să conduc aici, mai departe, ceea ce el pusese, unde pusese el rădăcinile și fundația. Și în 2006 am fost hirotonit preot, am preluat această parohie și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, că fără persoanele care mi-au fost alături, nu am fi putut face nimic. Nu am fi putut face nimic fără ajutorul sfinților, Cosma și Damian, ocrotitorii parohiei noastre. Cum la clinica de gerontologie nu se mai putea sluji, părintele a trebuit să găsească un alt locaș de închinare. Datorită unui bun creștin, domnului arhitect Andrei Marescu, s-au făcut demersuri de a se concesiona o biserică în apropiere de Miluz, la Pulversheim. Construită în 1881, biserica a fost abandonată în anii 60 de comunitatea catolică, deoarece în fațadă apăruseră fisuri. Timp de 50 de ani a rămas nefolosită și a căzut în ruină. În noiembrie 2007, la un an după începerea activității părintelui Emil, având binecuvântarea în al preasfințitului Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Centrale și Meridionale,
a fost semnat actul de concesionare a bisericii pe 90 de ani. Prin acesta, parohia se angaja să restaureze clădirea și să dea viață acestei biserici. Pentru ca părintele Emil să poată săvârși sfintele slujbe, biserica trebuia refăcută aproape complet. Era nevoie de ajutor de la Dumnezeu, de implicare, multă muncă și suport financiar. Încurajați de părintele Emil și de cuvintele prorocului David, să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți în Domnul, s-au început lucrările. Ca în orice comunitate, era important să avem un loc. Începutul a fost greu, până am găsit o biserică. Apoi am găsit această biserică și la început era în ruină și ne-am speriat, dar poate că mi-a zis domnul arhitect, dăm cu var și până de Crăciun începem slujba. N-a fost chiar așa simplu. Am făcut foarte multe lucrări, au durat aproape 3 ani de zile, dar cu ajutorul Dumnezeu am reușit. Tot ceea ce s-a realizat, s-a realizat cu ajutorul oamenilor și singur. Nu aș fi putut face nimic dacă nu ar fi fost oameni și sfinții și ajutorul Dumnezeu. Noi nu am primit niciun fel de ajutor când am construit biserica, am făcut biserica. Totul a venit prin jertfa fiecăruia, fiecărui credincios, prin partea financiară, prin efortul fizic pe care l-a făcut. Am pus mână de la mână, s-a realizat. După o muncă asiduă și susținută de aproape 3 ani, o construcție în ruină a fost transformată într-un locaș de cult ortodox, adaptat și conform normelor în vigoare. Drumul a fost greu. Ați văzut că și astăzi poate că uneori mă năpădă emoțiile și uneori când în momentul în care povestești anumite amintiri, poate vocea ți se gâtuie sau pentru că suntem cu toți umani și amintindu-ne de din trecut, trăim aceleași emoții care le-am trăit la început. Ce să vă zic, a fost greu. Am venit aici, comunitatea era la început, până formez comunitatea, până strânge oamenii. Am avut ajutor din partea oamenilor și în același timp și ajutor din partea sfinților, dar coagularea comunității este un lucru foarte important și foarte greu de realizat. Proiectul de a construi o biserică pentru noi ne-a adunat, am avut și încercări, într-adevăr, am avut și ispite, dar cu toții ne bucurăm astăzi de această biserică care este a noastră, o biserică românească în stil românesc. Prima slujbă în biserică s-a oficiat în data de 19 septembrie 2010. Un an mai târziu, în aprilie 2011, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit Biserica noastră Ortodoxă din inima Alsaciei. O zi ce va rămâne pentru totdeauna în memoria comunității de români păstorite de Părintele Emil. După sfințire, la îndemnul și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh, s-au făcut demersuri pentru pictura bisericii și a catapetesmei, ce nu putea fi realizată în tehnică fresco, deoarece pereții și tavanul erau acoperiți de plăci de rigips pe schelet metalic. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Iosif, s-a decis realizarea picturii pe pânză lipită. În cununarea eforturilor a venit la 29 iunie 2018, când s-au sfințit pictura murală și catapeteasma. Este prima biserică din Franța pictată în stil românesc. Când intri, te simți ca în România. Mulți dintre enoriași și dumneavoastră mi-au spus că se simt aici ca acasă. E un colț de România aici. Asta am și vrut ca atunci când venim în biserică să ne regăsim ca în România, să ne regăsim poate originele, credința, patria, limba, să ne regăsim poate și pe aproapele, chiar dacă venim într-o altă zonă a țării. Și vă spun sincer că uneori vin credincioși și îmi zic, părinte, la noi în zona noastră se face așa, dar cum ne povățuiți ca să facem? La parastas, la botez? Zic, păi ne uităm cum se face în carte și atunci facem cum scrie în carte. Ne-am adunat, chiar dacă suntem din zone diferite, cu toții suntem împreună în această biserică și biserica este pentru noi un centru, un reper, un loc unde ne întâlnim. Poate am putea spune și o ambasadă a românilor și a credinței aici în Occident și un loc unde oamenii se pot întâlni cu alți oameni, dar și cu Dumnezeu. După o trudă destul de mare, ca să zic așa,
Biserica a prins o imagine frumoasă, vedeți cât e de frumoasă biserica noastră și, sincer, chiar ne simțim acasă. Românul credincios, aflat în afara granițelor țării, s-a închinat oriunde, dar sufletului său îi priește mai bine în bisericile ridicate și pictate ca acasă. Cum vă simțiți atunci când treceți pragul bisericii? Este într-adevăr o readucere aminte a României și mă regăsesc ca în România, ca într-o biserică din România sau o biserică ortodoxă, oriunde ar fi ea. Am făcut mai multe pelerinaje, am avut această binecuvântare să fac mai multe pelerinaje până acum și în fiecare biserică, în fiecare mănăstire ortodoxă este aceeași trăire de înălțare duhovnicească, înălțarea sufletului și este foarte liniștitor, foarte liniștitor. Ce simțiți când intrați în biserică? Simt mai mult putere care ne dă Dumnezeu. De exemplu, acum sunt obosită cu sarcina și tot asta, dar normal nu aș putea să cânt. Dar vin aici la biserică, mă rog la Dumnezeu să mă ajut să pot să cânt. Și pot să cânt și simt că nu, asta e numai, nu e puterea mea, e puterea de la Dumnezeu. Noi suntem slujitoare la cor de îngerești și facem cum se poate și ne ajută Dumnezeu să putem cânta cât de bine. Mă simt foarte bine, mă simt acasă. Eu pot să spun că acasă sunt și aici, dar acasă la mine sunt și în România. Dar avem ceva de acasă de la noi, avem Biserica Ortodoxă, pentru care noi avem mult respect. Și aceasta ne aduce multă lumină, ne ajută în viața de toate zilele și avem totdeauna legătura cu România noastră dragă. Nu e ușor să pui o placă de piatră, apoi să construiești o biserică, dar în același timp ceea ce îi determină pe oameni să ajungă să facă o asemenea lucrare este doar lucrarea prin excelența Domnului. Și Dumnezeu așa a făcut că, uitați-vă dumneavoastră, în 20 de ani, cei doi părinți care sunt de față astăzi la acest eveniment minunat să se ostenească. Însă vedem că Dumnezeu este Cel care răsplătește. Noi ca oameni dorim să fim evidențiați, dorim să ni se recunoască efortul pe care l-am depus și dragostea pe care am arătat-o. În al preasfințitul Iosif m-a încredințat că astăzi, în numele dânsului, să adresez o gramată mitropolitană parohiei dumneavoastră și așadar voi da citire acestei gramate care o să rămână aici la dumneavoastră ca și recunoștința în al preasfinției sale, ca și dragoste permanent prețuită și arătată de către în al preasfinția sa. Gramata metropolitain Joseph par la grâce de Dieu Archevêque et métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, considérant l'exhortation du Saint-Apôtre Paul disant « Pour toi, l'homme de Dieu poursuit la justice, la piété et la foi, l'amour, la constance, la douceur, combat le bon combat de la foi. » Premier épître à Timothée, chapitre 6, versets 11 et 12, accordant dans la communauté paroissiale cette gramata métropolitaine en signe de reconnaissance, de considération, de l'aide et de l'amour témoigné à l'égard de notre Église et de la paroisse Saint-Côme et Damien de Mulhouse, France. Le présent acte a été dressé par nos soins en la résidence métropolitaine à Limours, France, en l'an du salut 2023 au mois de novembre, le premier jour, en la fête de Saint-Côme et Damien, semnează mitropolitul Iosif. Părintele Radu Totelecan, primul preot care a avut misiunea de a sluji la Mulhouse, dar care după 3 ani a făcut ascultare și a plecat la Nisa pentru a ctitori acolo biserică, a revenit la Mulhouse în zi de sărbătoare. Vizibil emoționat, își amintește de începuturile slujirii sale aici și de slavă lui Dumnezeu pentru binefacerile lui. Emoțiile sunt mult mai mari să pot să slujesc astăzi cu părintele Emil, care este și fiu dovnicesc, dar și cu preasfințitul părinte Nectarie și în biserica care a fost sfințită de către părintele patriarh, prea fericitul părinte Daniel,
și mitropolitul Iosif în urmă cu câțiva ani. Deci am doar așa o stare de recunoștință lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Părintele Emil a făcut o treabă deosebită și l-am apreciat întotdeauna, l-am conjurat cu dragostea mea chiar că a dus mai departe această lucrare deosebită de a avea o biserică aici în Alsacia a noastră și să o înfrumusețeze atât de bine. Sunt foarte mulțumit și mă bucur că cunoaște această bucurie de a face o biserică, de a viață. Nu există bucurie mai mare decât să faci o biserică, știți? Se întâmplă odată, poate. Nu este bucurie mai mare pentru un preot decât aceea de a ctitori o biserică și de a închega o comunitate. Cu atât mai mult în diaspora, este o misiune frumoasă, dar grea. În ciuda tinereții sale, părintele Emil a știut să unească românii, să le asculte păsurile, să-i ajute să treacă peste greutățile sufletești, să-i facă să înțeleagă frumusețea ortodoxiei. Este tinerețea dumneavoastră un avantaj sau un impediment în a fi ctitor de biserică și în a crea, în a închega o comunitate aici, departe de țară, la peste 2000 de kilometri? Poate că atunci când suntem tineri, am putea spune că avem mai multă energie, mai multă forță, avem mai puțină experiență și uneori tinerețea ne dă această energie, acest dinamism pe care îl avem. Uneori am pornit pe un drum greșit, ne-am întors înapoi, am reluat drumul și am reușit să mergem mai departe. Dacă aș fi avut experiența, poate că ar fi fost mult mai ușor. Ce să zic? E un drum pe care îl croiești într-un necunoscut, într-un teren necunoscut. Suntem confruntați, am fost confruntați cu legislația de aici, cu autoritățile din Franța. Uneori a trebuit să colaborăm, am colaborat foarte mult cu primăria, dar a trebuit să ne adaptăm. Uneori, ca tânăr fiind, m-am urcat pe schelă, n-avea cine să... Mi-au zis, părinte, nu este frică, nu nimica. Mi-am făcut cruce, am urcat pe schelă sus la 6 metri și am lucrat cu oameni împreună. Alteori am fost alături întotdeauna de oameni și mi-am dorit întotdeauna ca oamenii să iau un exemplu de la mine. Și cred că tinereții mi-a dat un avantaj în acest sens. Cum este părintele Emil? Părintele Emil este minunat. Este un preot cu foarte mult dragoste față de fiecare credincios care vine la biserică. Și îi mulțumim tare mult pentru dragoste pe care ne-o dăruiește și pentru faptul că noi avem biserica aici. Un lucru cel mai important, cred. Cred că cel mai important este că avem biserica ortodoxă și ortodoxia trebuie să pătrundă în toată lumea. Cum este părintele Emil? Părintele Emil este un om deosebit, cu un har deosebit și cu o bunătate și o toleranță pe care le așteptăm de la un preot, evident, doar că atunci când le găsim, ne încălzește sufletul. Părintele Emil e super. Un om deosebit. Are o familie frumoasă, are un suflet deosebit. Cum v-a ajutat dumnealui de-a lungul timpului? Părintele Emil ne ajută în toate. Dacă avem o problemă, eu spun lui părintele Emil și el o rezolvă. El știe, datorită legăturii lui cu Dumnezeu, el ne rezolvă. După Sfânta Liturghie, s-a săvârșit slujba de pomenire pentru cei adormiți. Sărbătoarea hramului a continuat cu agapă, dar și cu bucuria tradițiilor românești. Am venit cu drag azi, 1 noiembrie, la invitația părintelui Emil, la hramul bisericii și, după câte am auzit, sunt și 20 de ani de la înființarea parohiei. Am venit cu drag, cu membrii ansamblului Datina, pe care și conduc,
în care am făcut după Sfânta Liturghie un program artistic în fața bisericii. De unde ați venit? Am venit de la Karlsruhe, sunt 200 și ceva de kilometri din Germania. Și cum ați simțit astăzi românii adunați aici, având în vedere că a fost și hramul bisericii și au sărbătorit și 20 de ani de parohie, de comunitate românească? Am rămas surprins, deși și în Germania participăm la hramuri de biserică, am rămas surprins la câtă lume și ce emoție s-a fost transmisă în timpul liturghiei către credincioși și de către credincioși. Comunitatea de români din Pulversheim-Mulhouse este una variată. Oameni trecuți de prima tinerețe sau la început de carieră, care vin să stea temporar, ori stabiliți de peste 20-30 de ani aici, integrați în societatea franceză, cu toții formează o comunitate unită și puternică, pentru care biserica reprezintă balsamul sufletului, coloana vertebrală a identității și spiritualității românești. Cum sunt românii din comunitatea pe care o păstoriți? Comunitatea putem spune că s-a schimbat de la început, mai sunt câțiva care au fost chiar la început, dar pe parcurs unii au plecat, au venit alții, unii s-au schimbat din zona aceasta, au plecat în altă zonă din Franța, alții s-au întors în România. Este într-o continuă schimbare comunitatea. Comunitatea noastră, într-adevăr, are din diferite pături sociale, putem spune. Sunt și intelectuali, sunt și oameni mai simpli, dar cred că credința poate fi transmisă tuturor la fel. Trebuie să știm cum să o transmitem. Ceea ce contează cel mai mult este credința și emoția și harul pe care noi îl transmitem. Acestea depășesc și partea intelectuală și cred că oamenii sunt mult mai sensibili la acest lucru decât la lucruri intelectuale care sunt mai de filozofie sau de teologie. Ce vă unește pe dumneavoastră ca și comunitate? În primul rând, credința ortodoxă. Este foarte important să ai un loc unde să-ți poți exprima spiritualitatea, să-ți poți exprima credința. Asta este foarte important. Faptul că suntem români, bineînțeles, vorbim limba română aici, tradițiile, încercăm să păstrăm tradițiile și observ că foarte mult aici sunt păstrate unele tradiții care în țară mai pierd. Se încearcă reînnoirea lor, colindă, de exemplu, sau și e foarte frumos. Mie îmi place și mă hrănește toată trăirea asta spirituală aici. Și aici v-ați găsit acasă, de fapt, nu? Da. Prin biserică, da. Prin comunitatea de români. Este un colț de România aici. Da, de când am găsit mica comunitate, participăm la toate activitățile, de fapt. Părintele este un om excepțional, ne înțelegem foarte bine cu el. De altfel se vede, știți, aici biserica asta era o ruină înainte. Și ne susținem numai biserica, dar și noi ca oameni. Păstrăm contactul, legătura între noi, ne ajutăm când e nevoie. Nicoleta Mosincat este de 29 de ani în Franța. A venit inițial la studii, dar a considerat că poate să-și facă o viață mai bună departe de România. La început s-a simțit dezrădăcinată, ruptă de familie și țară. Însă credința și dragostea pentru Dumnezeu, apropierea de biserică, au ajutat-o să continue. De ce ați plecat din România? Cu siguranță că Dumnezeu mi-a dus pașii pe aici. Aveam nevoie să îmi conduc viața și pe meleaguri străine. Am venit inițial pentru a face studii, după care m-am căsătorit, am avut copii și deci am rămas să-mi continui viața aici. Nu este nimic întâmplător și eu cred că aici trebuia să-mi continui drumul. A fost greu la început? A fost foarte greu. Am avut impresia că nu mai am rădăcini, eram total ruptă de familie, de tot ceea ce cunoșteam, de tradiții, de cultura din România și m-am simțit ca dezrădăcinată. Mi-a fost într-adevăr greu, nu-mi dădeam așa bine seama atunci. Acum când privesc în urmă, îmi dau seama că eram chiar dezrădăcinată și... Și ce v-a făcut să prindeți iar încredere, rădăcini? Cred că faptul că am persistat și cu siguranță că am avut și ajutor duhovnicesc ca să continui să perseverez și faptul că mi-am întemeiat o familie a dat un nou sens vieții pe care o aveam.
trece planetele, nu? Da. Dar știi cine a creat tot universul, tot cosmosul? Dumnezeu. Dumnezeu, da? Și după aceea Dumnezeu a zis primul lucru, să fie lumină, nu? Da. Și era lumină și așa a fost prima zi. Iar apoi, ce crezi că a creat Dumnezeu? Pământul, nu? Continentele, au și continentele, da? După aceea Dumnezeu a făcut pământul, plantele, animalele și la sfârșit pe cine a făcut? Om, exact. Care e cea mai importantă ființă din univers? Oamenii. Oamenii, nu? Da. Ce faci la aici? Încă scrie din Biblia, nu? Doamne, mi-a fost una, Sibir. Vă știți că la noi, la biserică, noi cântăm întotdeauna cu voce, da? Pentru că vocea, prin voce, dăm laudă lui Dumnezeu. Vocea ne ajută ca să ducem laudă lui Dumnezeu. Și cântarea înfrumusețează rugăciunea. Da? Da. Când cântăm uneori, putem transmite sentimente și emoții mult mai multe decât dacă am vorbit. Și de aceea, uneori, cântarea ne ajută ca să ne rugăm mai bine. Slujirea preotului este o continuă jertfă. El este tată nu doar acasă, ci pentru întreaga comunitate pe care o păstorește. Cât de importantă este înțelegerea familiei atunci când aveți misiunea de a crește și de a păstori o comunitate? Aveți două case, casa Domnului și familia dumneavoastră, mai ales că aveți o familie numeroasă. Putem spune că acesta e un punct nevralgic sau un punct dificil de abordat, pentru că noi preoții suntem prinși între familie și parohie, dar foarte mulți preoți aici în Occident și lucrează pe lângă faptul că sunt preoți. Preoția e mai mult ca o misiune și suntem foarte puțin timp cu familia și eu cel puțin îi mulțumesc soției și mulțumesc Bunul Dumnezeu că am o soție înțelegătoare, se ocupă de copii, răbdătoare. Uneori ajung acasă, mai îmi zice, da, dar vezi că trebuia să fii și tu, mai stai cu copiii, mai... Uneori trebuie să ne împărțim, trebuie să găsim un echilibru. Destul de greu. E un punct dificil de abordat și de menținut întotdeauna un echilibru. Cum a fost pentru tine astăzi, aici, de această sărbătoare? Mi-a plăcut foarte mult și am jucat foarte mult și am și mâncat. Îți place aici la biserică? Da. De câte ori vii la biserică? Toate duminicile. Și când sunt sărbători. Pentru ce anume te rogi tu cel mai mult? Mă rog foarte mult pentru bunicul meu să reînvieze. Bunicii reprezintă pentru mulți dintre noi icoana sufletului, un model de dragoste, înțelepciune, dăruire și generozitate. Amintirea lor ne călăuzește viața. Cum este acest an dedicat persoanelor în vârstă, aș vrea doar să fac o mică evocare a persoanelor care m-au, să zicem, m-au influențat sau poate m-au inspirat în activitatea sau în misiunea de preot. Aș vrea să încep în primul rând cu bunicii mei care când eram mic, mergeam la ei și într-adevăr bunicii îți transmiteau această bunătate și un respect. Ajungeam la ei să le sărutam mâna și mi se părea că mâinile lor erau brăzdate, așa ca o pâine, înțelegeți? Ca o pâine caldă când o săruți. Și mi-au rămas aceste momente a bunicilor mei care mi-au arătat generozitatea și bunătatea. Dintre persoanele care m-au inspirat în credință, persoanele în vârstă, aș putea spune, aici, în parohie, am avut câteva persoane. Domnul arhitect, care ne-a ajutat foarte mult, a fost și el prezent astăzi, aproape 87 de ani, și care
prin faptul că atunci când am început, când am pus bazele parohiei, el a dat o direcție, știa ce trebuie făcut în arhitectură, cum trebuie să lucrăm, eu fiind foarte tânăr, m-a însoțit, mi-a arătat drumul, a fost întotdeauna cu noi. Astăzi m-am bucurat că a putut să vină și el și s-a bucurat și el și mi-a mulțumit că a putut să vină, era, avea lacrime în ochi astăzi când a venit. Era emoționat, i-am oferit o icoană cu a Sfinților Cosma și Damian și era într-adevăr emoționat. Pentru mulți dintre noi, bunicii sunt cei care ne arată calea cea dreaptă în viață, care ne povățuiesc și ne ajută să descoperim frumusețea ortodoxiei. Tu ești născut aici, în Franța? Da. În România ai fost vreodată? Da. Și unde îți place mai mult, în România sau în Franța? Amândouă. Și în România mai sunt bunicii? Da. Ți-e dor de ei? Da. Alors, je veux dire par rapport à moi, ma grand parce que je suis grand-mère. Cum sunt bunică, aș vrea să le transmit tuturor bunicilor că este de datoria lor să se ocupe bine de nepoți, să-i învețe să se roage, să-i aducă la biserică, la Sfânta Liturghie și chiar dacă deocamdată nu sunt botezați, să-i aducă totuși la biserică să fie în duhul de aici. Când nu îmbracă reverenda, părintele Emil poartă halatul alb. Este cadru medical într-o clinică din Mulhouse. Așa cum spune năuriașii săi, este doctor de suflet la biserică și doctor de trup la spital. Tot din rânduială lui Dumnezeu s-au făcut aceste lucruri. Înainte de a veni, deci eu am făcut studii de teologie și ajungând aici, bineînțeles, neavând salari, am vrut să fac o meserie aproape de oameni. Și am gândit că această la spital ar fi o meserie care e aproape de oameni, pentru că oamenii acolo se află în suferință. Suferința este o stare de delicatețe și de slăbiciune, poate, uneori a oamenilor, în care noi putem să ajutăm. Putem să ajutăm fizic, cu medicamente, tratamente, dar putem să ajutăm și printr-un sfat, printr-un cuvânt bun, printr-o mângâiere, lucruri care poate uneori contează mult mai mult decât orice medicament sau tratament. În anumite situații, să știți că valorează mai mult. Da, deci este așa l-a rânduit Dumnezeu, într-un fel, ca să ajung și la spital, fiind condus de Sfinții Cosma și Damian, acum sunt cadru de sănătate, de aproape 5 ani, înainte a fost asistent medical, am lucrat la urgențele din Strasburg, apoi am lucrat în diferite secții de medicină internă ca responsabil, cadru de sănătate și după aceea acum sunt într-o secție de chirurgie, urologie, ORL. De multe ori s-a întâmplat ca după o gardă grea din spital să vină direct la biserică pentru a săvârși Sfânta Liturghie ori pentru a ajuta un enoriaș aflat într-o cumpănă sufletească. Părintele Emil a făcut studii în domeniul medical în Franța. A învățat, a muncit mult. Acum adună roadele. Este coordonatorul unei echipe de îngrijiri medicale și a reușit să câștige respectul și aprecierea superiorilor și colegilor din domeniul medical. De cât timp îl cunoașteți pe părintele Emil? Pe părintele Emil îl cunosc de mai mult de 10 ani. De câteva timp știu că a făcut școala de asistenți medicale în Franța și după aceasta s-a înscris la școala de cadru de sante, cum ar fi asistenții șef la noi, și de ceva timp el este cadru de sante la clinica Diacona Roosevelt aici la Mulhouse și avem ocazia să colaborăm foarte des. Există un binom între medic și cadru de sante care ajută la organizarea muncii într-un serviciu de medicină sau de chirurgie, cum e cazul dumnealui. Și cum este părintele Emil în calitate de cadru medical de data aceasta? Păi este foarte implicat deja și primul trebuie să facă organizarea serviciului, să medieze eventualele conflicte care pot apărea în cadrul echipei sau între echipa medicală și echipa de îngrijiri. Trebuie să participe la luarea deciziilor în ceea ce privește serviciu sau activitatea clinicii în general. Este foarte apreciat de superior. Cum l-ați cunoscut pe părintele Emil și în calitate de cadru medical? Am primit un telefon, eu fiind medic în cadrul Fundației Diaconat, am primit un telefon de la serviciu unde este încadrat pentru a avea întrebări în privința lui și când mi-au spus numele am zis, wow, este preotul meu de la biserica la Pulversheim, deci este un om
foarte, foarte serios și foarte bun în activitate ca și profesional de sănătate. Am devenit colegi în clinică, actual comunică foarte mult pentru a avea un serviciu medical de excepție. Este foarte bine văzut pentru că este foarte serios, este foarte implicat în ceea ce face și nu se lasă foarte ușor, obține totdeauna tot ce trebuie și cum trebuie. Bucurie, comuniune, speranță, iubire, acasă. Iată ce reprezintă biserica pentru românii care încearcă să-și facă un trai mai bun departe de locurile natale. Pentru aceștia, bucuriile vieții reprezintă fie momentele petrecute alături de familie, fie liniștea pe care o găsesc în biserică, fie mulțumirea de a ajuta. Care sunt bucuriile vieții unei comunități de români făcută departe de țară, la 2000 și ceva de kilometri, într-o zonă frumoasă a Franței? Sunt multiple bucurii. Cea din tâi pe care eu am remarcat-o și ca preot și acum la început de drum ca și arhiereu, este regăsirea oamenilor. Nu realizăm cât de mult poate contează să ne vedem duminica după Sfânta Liturghie, să rămânem în toate comunitățile noastre, nu doar la nivel de arhiepiscopie, pot spune că la nivel de Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale se organizează agapele acestea duminicale sau după slujbele din timpul săptămânii. Și este cu adevărat o bucurie mare, pentru că fiecare își aduce aportul lui. Puținul lucru pe care l-a gătit acasă vine și îl împarte cu semenii lui. Și noi nu realizăm poate atât de mult, dar ne ajută să mai putem rezista o săptămână, să ne întoarcem din nou duminica la Sfânta Liturghie, să ne întrearmăm, să primim binecuvântare în urma spovedaniei, să ne împărtășim și cu Mântuitorul Hristos să putem să mergem mai departe și să manifestăm nu doar între noi românii această bucurie, ci vedeți dumneavoastră, ajung chiar și trăim în Franța, văd și cei care sunt locuitori aici, că avem ceva și acest ceva, vedeți dumneavoastră, se numește credință. Acest ceva pe care ei poate l-au uitat, nu neapărat că l-au pierdut, noi, prin mina lui Dumnezeu, poate devenim misionari și ajungem să mărturisim credința în Dumnezeu și să trezim puțin la viață, îndrăznesc să spun, Europa, prin puținul nostru, prin gramul nostru de credință pe care l-am primit. Și nu întâmplătoare este ieșirea aceasta, scopul este ca să arătăm că Dumnezeu este iubire. Care sunt bucuriile vieții unui medic stabilit în această zonă frumoasă a Alsaciei? Sunt multe bucuriile vieții. Viața de zi cu zi, faptul că putem să ne exprimăm credința, cultura, să fim alături de prieteni, să fim alături de comunitate. Sunt multe și bucuriile de zi cu zi, că suntem sănătoși și că putem să facem tot ce ne propunem să facem. Este mare lucru și asta și mulțumim Domnului. Unde găsiți bucuriile vieții? Bucuriile vieții le găsesc în familia mea, aici în comunitate. În biserică este o bună înțelegere. Oamenii sunt amabili. Am fost acceptată și bine primită. Este a doua familie pentru mine. Iată unde găsesc bucuriile vieții. Este minunat. Care sunt bucuriile vieții dumneavoastră? Bucuriile vieții? Unde le găsiți? Bucuriile aici, aș putea spune, faptul că am reușit să pun o societate pe picioare, că am reușit să dezvolt ceva, nu neapărat din punct financiar. Nu cred că banii rezolvă tot în viața unui om. Eu cred că faptul că tu ai reușit să faci ceva, rămâne ceva în urma ta, rămâne ceva în spatele tău. Am creat ceva, să zic așa, cu ajutorul Dumnezeu, bineînțeles, că Dumnezeu este primordial, El este pe primul plan, atât în viața noastră, cât și în inimile noastre. Care sunt bucuriile vieții dumneavoastră?
familia și viața mai aproape de Dumnezeu, acest dragoste și prietenie care se simte la biserică și tot ne susținem foarte mult și când avem probleme, fiecare e foarte atent la celălalt, adică viața creștinească trăită. Care sunt bucuriile vieții unui preot tânăr care a ctitorit biserică, care a închegat o comunitate în Franța? Bucuria este aceasta a împlinirii, pentru că atunci când, e ca și cum ai crește un copil, când ajunge mare, îl vezi că a făcut studii, s-a însurat, s-a aranjat, are și el familie. Și noi tot așa, o parohie, am plecat de la 10 oameni și suntem, avem această bucurie când biserica e plină, când toată lumea se roagă, când toată lumea vine, suntem cu toții în aceeași uniune de rugăciune, în aceeași cântare. Aceasta este cea mai mare bucurie și mă simt în fața lui Dumnezeu, în fața altarului, împins de la spate de către oameni, de către cântare, de către harul care și rugăciunea lor, ca o flacără care te încălzește de la spate. Și asta este, cred că, cea mai mare bucurie a unui preot. Când reușești ca să crești această comunitate, să ai comunitate care să fie alături de tine. Și eu le mulțumesc oamenilor, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc și Sfinților Cosma și Damian care ne-au fost alături și întotdeauna le sunt recunoscător și dau slavă lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui lucru, pentru realizare. Nu este un lucru ușor. Avem ispite, totdeauna vor fi ispite, dar sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să le depășim. Ce le doriți românilor din comunitatea pe care o păstoriți la acest aniversar, acum la 20 de ani de comunitate românească, de parohie românească? Ce le doriți lor și ce vă doriți pentru dumneavoastră și pentru biserică? Le doresc să rămână tare în credință, să păstreze nădejdea, limba, să învețe pe copiii lor, la rândul lor, credința, să-i aducă la biserică. Aceasta este singura moștenire pe care noi o lăsăm și le doresc multă sănătate, spor în tot ceea ce fac, fiecare a venit din anumite motive aici în Occident și sper să-și găsească locul și să-și poate găsi o bucurie în ceea ce fac și în familiile lor și la biserică. Dragi prieteni, atât pentru moment, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și astăzi și până la următoarea noastră întâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe Trinitas TV. Sunt Iulian Bobârnea și până săptămâna următoare vă doresc toate cele bune și nu uitați, bucurați-vă de viață! La revedere!